Bine v-am găsit, dragi telespectatori, spunem din studioul Alfa Omega TV la o ediție de Joia Mare pe care o realizăm aici în studioul Alfa Omega TV. Am alături de mine pe Mirela pentru câteva gânduri speciale în această zi specială din Săptămâna Mare, Joia Mare, însă vrem să intrăm în atmosfera acestei misiuni și acestei seri printr-o cântare, printr-un cântec cunoscut deja, tradițional, aș putea să spun, potrivit pentru aceste zile, Via Dolorosa, într-o interpretare de colecție, spunem noi, a Simonei Bahnaru, înregistrată de noi în urmă cu aproximativ 20 de ani. Just
A fost Simona Bagnaru cu Via Dolorosa, cunoscut în lumea creștină, un cântec deosebit care vorbește despre patimile Domnului Iisus Hristos. Este săptămâna patimilor, cum spun unii în această săptămână. Noi am intitulat această emisiune Vremea Cercetării, Vremea Celebrării. Desigur că cercetarea aceasta nu este doar în această săptămână mare, este într-un fel de câteva săptămâni de zile care precedă acest Paște mai deosebit. Vremea celebrării, pentru că, indiferent de situații, noi ca și credincioși suntem chemați să celebrăm moartea și mai ales învierea Domnului Iisus Hristos. Cam acestea sunt jaloanele acestei emisiuni pe care vrem să avem alături de dumneavoastră și de mulți care au contribuit la această emisiune, care le mulțumesc de pe acum. Mirela, la vremea cercetării, în fond, ce, uitându-ne în urmă la aceste săptămâni de, într-adevăr, de cercetare și nu numai din punct de vedere al sănătății medical, a pandemiei, a izolării în case, a fost o cercetare mai specială și vrem să ne uităm la ea din punct de vedere spiritual. În fond, câteva repere pe care le-ai simțit și tu, așa cum al rugăciunii, în acest timp de cercetare pentru copiii Domnului în special, dar pentru întreaga națiune română. Este o vreme extrem, este unică în fond, pentru că așa ceva, întreaga omenire, n-am mai experimentat. Și cum spuneam și în altă ocazie, această vreme a cercetării pe care Dumnezeu o îngăduie la nivelul întregii umanități, la nivelul întregii biserici din toată lumea, în această vreme, corelată cu sărbătoarea Paștelui, pur și simplu este un semnal de trezire major pentru Biserica Domnului, în primul rând, de pe întreg globul și în mod particular și concret pentru Biserica Domnului din România. Dacă la început, când a început această pandemie și a fost perioada aceea mai de șoc, să zic, după ce am intrat în această formă de izolare, de a sta la domiciliu, a fost o perioadă de frământare, de agitație în trupul lui Hristos, am perceput-o. Acum, în aceste momente, cumva lucrurile s-au mai decantat. Deși este în continuare o stare poate de alertă vis-a-vis de pericolul real care este, poporul Domnului l-am perceput că oarecum s-a recalibrat în interior și a înțeles acest apel pe care Dumnezeu îl face în această vreme pentru biserica lui de a se opri și de a se relaționa la Domnul într-un mod profund, într-un mod adânc. Ceea ce am perceput așa în ultima perioadă și stând înaintea Domnului pentru emisiunea de astăzi, este că oamenii lui Dumnezeu au înțeles această chemare a Dumnezeu, care ne cheamă să ne apropiem de El, care ne cheamă să ne adâncim în Scriptură, să ne adâncim în rugăciune, în a ne pune viețile în rânduială, în a ne sfinți. Deci mulți am înțeles acest lucru, dar poate că nu mulți l-am și făcut pe de-a întregul, într-un mod serios. Deci aici simt că Domnul ne-a dat acest extra har încă o perioadă de 30 de zile de asta la domiciliile noastre, în mare parte. Prin această ordonanță de urgență de la care faci referire, probabil. Ca să continuăm acest proces. Deci până acum am aflat, știm ce vrea Domnul de la noi, dar poate că am fost tulburați și nu ne-am găsit încă acel ritm interior ca să putem intra în această profunzime cu Domnul, așa cum vrea El. Și cred că vremea aceasta de continuare a cercetării noastre pe care Dumnezeu ne-o îngăduie nouă, în primul rând ca biserica Lui din țara noastră,
este un har extraordinar, ca o extindere a Harului Dumnezeu. Da, Domnul ascultă rugăciunile poporului. Faptul că România nu se confruntă cu situații dezastruoase cum au fost prognozate până în momentul de față, și cred că Dumnezeu ne va păzi de situații dezastruoase, se datorează de fapt rugăciunilor poporului, pentru că foarte mulți se roagă în vremea aceasta. Mulți și-au restaurat altarele de rugăciune în familii, în case, cu copii, cu apropiații, cu cei cu care locuiesc împreună. Dar cred că Domnul vrea mai mult în zona asta. Trebuie să recunosc și eu că imediat după ce această epidemie, coronavirus, a început să ne afecteze și pe noi ca români și cu izolarea și așa mai departe, am avut mai multe emisiuni realizate în condiții mai restrânse, cu corespondențe, cu încurajări la rugăciune, în special de îmbărbătare, de rugăciune pentru situații, pentru protecție. A fost, așa cum spuneai tu, o primă fază în care ne-am dat seama de un pericol și am încercat să rezistăm, să ne revenim, să rămânem în picioare în fața unui pericol pe mai multe planuri, spiritual, bineînțeles, dar l-am perceput ca unul medical, de relațional, la libertatea noastră de mișcare și religioasă. A fost o perioadă în care Biserica Domnului și noi am încercat să rămânem în picioare, să ne repoziționăm. Dar acum, cred că, exact cum spuneai, după câteva săptămâni, când această treabă a devenit mult mai serioasă și dăm seama că Domnul îngăduie acest lucru pentru a, cum am spus în anumite emisiuni, a ne opri și a vedea că Dumnezeu e în control și a vedea și a înțelege ce vrea El de la noi în perioada următoare. Într-un fel, e important acest lucru, asta nu înseamnă că nu continuăm și să ne rugăm pentru protecția noastră, pentru vindecarea celor bolnavi, afectați fie de coronavirus, pentru oprirea pandemiei. Și spuneam că mișcări de rugăciune care s-au amplificat în România n-am văzut de când suntem noi la credință, pe mai multe planuri, mai multe feluri, și e un lucru bun, dar cred că urmează ceva mai mult. Cred că Dumnezeu vrea să aducă biserica într-o nouă fază pe fondul acestor restricții care continuă. În această primă etapă percep momentele acestea ale celebrării Paștelui ca un punct de inflexiune în istoria noastră, în această perioadă de cercetare. Și mă gândeam chiar acum că Domnul a pus pe inimă această strategie de a ne ruga pentru oprirea acestei pandemii și cu zile de post cât mai mult, să fim împreună zile de vineri în post, începând cu 6 martie. Și numărându-le, am constatat că Vinerea Mare, care va fi mâine, este a 7-a zi de vineri în această strategie. Și mulți dintre dumneavoastră v-ați rugat în fiecare vineri, ați ținut post și rugăciune într-un fel sau într-altul. Într-un mod deosebit, da. Fie încurajați de noi, de aici, de la Alfa Omega TV, pe această chemare făcută în urmă cu 7 săptămâni, fie poate din alte motive, dar într-adevăr se împlinesc mâine 7 zile în care această chemare de post și rugăciune a fost. 7 săptămâni. Da? În care în fiecare vineri a fost această chemare. De post. Ce Domnul ne-a pus pe inimă să continuăm această perioadă până la Rusalii. Și uitându-mă câte zile de vineri vor fi până la Rusalii, sunt din nou 7 zile de vineri, 7 săptămâni în care vom continua această strategie de a posti cât mai mulți în ziua de vineri pentru oprirea acestui flagel, a acestei pandemii. Dar dincolo de acest prim punct, care e destul de evident, este și un altul care probabil că o să-l promovez zilele următoare, ce va face Biserica Domnului pe viitor. Cum ne pregătim pentru ce urmează, deci va fi un timp de rugăciune pentru repoziționarea noastră ca Biserica Domnului și pentru restartarea națiunii noastre conform planului Dumnezeu. Deci asta este ceea ce Dumnezeu cred că vrea să aducă în continuarea perioadei acesteia. Deci de-aia spun că perioada aceasta a sărbătorii Paștelui în timpul nostru de cercetare a Bisericii Domnului este din România un punct de cotitură. Este un punct de cotitură, de inflexiune. Ceva se schimbă în această perioadă de Paște, în aceste zile specific. Este ca o fereastră deschisă în cer, în care cred că strigătele noastre și rugăciunile noastre vor primi răspuns altfel și să fim cu mare băgare de seamă noi ca națiune, ca și popor al Domnului în România, să nu ratăm acest moment al cercetării. Este esențial. O să mai repetăm în finalul emisiunii această chemare, această provocare să continuăm încă 7 săptămâni, ca în fiecare zi până de la Rusalii, până la Rusalii, da? Să avem un zi de post și rugăciune pentru atât pentru
reducerea, eliminarea acestei pandemii și a consecințelor, dar și pentru restaurarea, restartarea României din pe toate planurile și a Bisericii Domnului și intrarea într-un sezon complet nou. Acum, am primit multe opinii, multe contribuții pentru această săptămână. Am cerut multor lideri din România, câteva zeci ne-au trimis opinii, mulțumesc și pe această cale, o să fac și mai târziu. Și am selectat un prim calup în care cei mai mulți spun, își dau o părere, o opinie legat de problema aceasta, cum a reacționat biserica în vremurile acestea de criză. Sigur că prima abordare e aceea cum ne-am protejat, cum ne-am rugat pentru bolnav, cum ne-am mobilizat ca să ajutăm, să ne rugăm. Un prim galop, un prim grupaj de opinii de la lideri spirituali din România despre modul în care biserica a reacționat la această situație care precede sărbătoarea de Paște. Trăim zile speciale, zile pe care nu le-am mai trăit până acum și cu siguranță fiecare dintre noi ne gândim la ce înseamnă această vreme, la viața noastră, la lucrurile care, iată, se schimbă zi de zi cu o viteză amețitoare și ne uităm în jurul nostru și nu știm ce să facem de multe ori. Lucrurile se clatină, așa cum ne învață și Scriptura de altfel. În jurul nostru pare că nimic din ceea ce știam și nimic din lucrurile care sunt, nu mai sunt cum erau. Nu mai putem să ne raportăm la ele cum erau, nu mai putem să ne bazăm pe ele, pentru că nimic nu mai este valabil. Și cu siguranță în vremurile acestea, când stăm pe nisipuri mișcătoare, când navigăm pe o mare furtunoasă, când nu știm cu siguranță încotro ne îndreptăm, cât va ține, ce se va întâmpla după aceea, în zilele acestea, iată, suntem și în situația de a sărbători o sărbătoare, și anume sărbătoarea Învierii Domnului, cu tot ce este în jurul ei, cu săptămâna aceasta specială, într-un fel diferit decât am sărbătorit-o vreodată. Și chiar acum, la câteva zile distanță, ne întrebăm cum o să o facem, ce o să facem, cum ne raportăm, ce înseamnă lucrurile acestea. Cu siguranță că pot fi date multe răspunsuri și nu pretind să le am, dar am un lucru care pe mine mă ține tare și pe care mă bazez și care în mijlocul acestor lucruri care se clatină în jurul nostru, nu se clatină. Biblia ne spune că nu se clatină. Am primit în dar, ni se spune în Evrei, o împărăție care nu numai că nu se clatină, ci nu se poate clătina. Și atât de extraordinar că împăratul acestei împărății care o face să nu se clatine este Domnul Iisus Hristos. Și în această săptămână suntem cu gândul la evenimentele întâmplate cu multe vreme în urmă, când El a fost pe pământ, când El a venit să restabilească lucrurile așa cum au fost la început. Și dacă mie îmi dă siguranță un lucru și dumneavoastră ar trebui să vă dea siguranță același lucru, acest lucru este că Domnul Iisus Hristos este același. Domnul Iisus Hristos a biruit lumea. Și biruința Lui a făcut-o și a noastră. Dragii mei, în aceste vremuri grele, în aceste vremuri tulburi, în aceste vremuri de încercare, în care unii dintre dumneavoastră poate că sunteți apăsați, descurajați, bolnavi, în nevoi, aș vrea să vă spun că Dumnezeu rămâne același. Domnul Iisus Hristos este același, El este același ieri, astăzi și în veci. Duhul lui Dumnezeu este și rămâne cu noi pe tot parcursul istoriei. Până la revenirea Domnului Iisus Hristos, noi nu suntem singuri. De aceea atunci când trecem prin greutăți ca și acestea, cele cauzate de COVID-19, atunci când veștile ne îngrijorează, atunci când ceea ce auzim de la oameni ne înspăimântă,
Aș vrea să ne întărim cu cuvântul lui Dumnezeu. Iacov spunea în capitolul 1, versetul 2, 3 și 4, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Chiar și atunci când trecem prin încercări, chiar și atunci când întâmpinăm greutăți, noi știm că Domnul Iisus Hristos rămâne alături de noi. Noi știm că încercarea aceasta a credinței noastre lucrează răbdare și cred că vom ieși din această criză mai puternici. Cred că această criză a avut ca și rol să ne îngenuncheze pe fiecare dintre noi, să îngenunchem împreună cu familiile noastre și să recunoaștem că suntem total dependenți de Dumnezeu. Nu putem face absolut nimic fără El. De aceea să-i dăm glorie lui Dumnezeu și în această perioadă. Să stăm și să mijlocim pentru poporul nostru. Să stăm și să cerem îndurare înaintea lui Dumnezeu pentru cetățenii acestei țări și pentru oamenii acestei lumi. Dar cred că această criză va desăvârși pe mulți. Îi va întoarce cu fața înspre Dumnezeu. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea desăvârșită. Iar cei care sunteți în casă singuri, aș vrea să vă spun un lucru. Nu sunteți singuri. Dacă l-aveți pe Domnul Iisus Hristos, niciodată nu sunteți singuri. La un moment dat, mergând la Tichilești, acolo unde trăiesc ultimile proști din Europa, am cunoscut o soră despre care am scris într-o carte a mea, se cheamă sora Hima, care acum are aproape 92 de ani. Locuiește undeva la marginea pădurii, într-o casă, aparent singură, departe de civilizație, rar vizitată de cineva. Și atunci când am întrebat-o, sora Hima, nu sunteți singură? Nu-i greu să fiți singură? Și ea mi-a spus așa. Și mi-au rămas cuvintele ei în minte. Eu nu sunt niciodată singură. Sunt cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Copiii lui Dumnezeu, nu sunteți niciodată singuri. Bazați-vă pe puterea pe care Dumnezeu o are și trăiți în ascultare față de El. Și când vremurile sunt grele, noi rămânem copii ai lui Dumnezeu. Mira, a fost un calup, am făcut cu greu niște selecții de la câțiva frați păstori care ne-au spus cum văd ei, cum înțeleg ei modul în care biserica a reacționat la situația aceasta mai complicată de criză, de presiune asupra bisericii, asupra întregii națiuni române și această vreme de cercetare pe care mulți înțeleg că este o cercetare îngăduită de Dumnezeu pentru a ne verifica motivațiile, pornirile inimii. Ai spus de mai multe ori cuvântul biserica a reacționat și așa a fost, așa am făcut. A venit o lovitură neașteptată și am încercat să ne protejăm, să ridicăm acele ziduri de protecție. Am reacționat ca popor al Domnului. Reacția normală în prima fază. Și de așteptat din partea poporului Domnului, dar ceea ce urmează este partea de acțiune. Deci a fost partea de reacțiune la o lovitură, la un atac demonic masiv, pentru că așa este pandemia aceasta. Dumnezeu o îngăduie și o folosește spre binele nostru, dar originea acestei pandemii este demonică, este din fundul iadului, nu este niciun dubiu. Biserica a reacționat. Acum, după această perioadă de la acest punct de inflexiune pentru ceea ce ne stă înainte, pentru ceea ce urmează, cred că este partea de a ne ridica în acțiune ca popor al Domnului. Cum adică? Să ne poate împrospătăm viziunea, să ne repoziționăm noi ca și creștini într-o societate care va fi schimbată după această pandemie. Să ne poziționăm ca națiune diferit. Deci avem multe puncte de rugăciune și în același timp să ne pregătim și planurile de acțiune ca popor al Domnului pentru ceea ce va urma.
Nu doar economiștii își fac planuri pentru ceea ce vor face când pandemia aceasta se va încheia într-un fel sau altul, dar noi ca Biserica Domnului mai mult decât orice trebuie să facem planuri de extinderea Împărăției Lui Dumnezeu. În fond, asta suntem chemați. Încercăm să vorbim în partea a doua emisiunii mai mult despre aceasta, despre modul în care Biserica trebuie să urmeze cursul, să fie activă în extinderea Împărăției într-un ritm mult mai accelerat, în care să fim parte din restaurarea și restartarea României pe toate planurile. Aș vrea să insistăm puțin acum, în această prima parte a emisiunii, pe noi ca indivizi. Într-un fel, cercetarea aceasta a început cu fiecare dintre noi. Trebuie să recunoaștem că și noi doi am stat mai mult în casă și multe lucruri ne-am dat seama că trebuie ajustate în relație. Cred că și dumneavoastră experimentați în familie ore întregi în care vrând nevrând stați mai mult acasă, stați cu copiii, cu familia. Sunt lucruri care Dumnezeu cred că vrea să le retușeze, să vi le pună în evidență la nivel de relații, de familie, de părtășie cu Dumnezeu, de timp petrecut cu Dumnezeu. În această cercetare la nivel personal, de asta vrem să insistăm acum, pentru că cred că este important, cred că Domnul vrea să folosească această perioadă, e cel care poate folosi orice pentru a își curăți mireasa într-un fel, cei care sunt la credință, dar în același timp și pentru a le da o șansă celor care nu sunt încă mântuiți să se întoarcă la Domnul, pentru că timpul este scurt. Deci văd aceste două planuri, cercetarea la nivel personal. Mă gândeam că Dumnezeu cercetează biserica de pe întreg mapamondul acum deodată și e clar că am intrat într-un sezon nou în care Dumnezeu își pregătește mireasa per global, nu doar din anumite zone geografice. Domnul ne ajută să ne punem viețile în rânduială și noi doi am avut destul de multe mici tensiuni care au răbufnit în această perioadă, fiind în viața obișnuită foarte ocupați, poate că am avut timp mai puțin să observăm anumite diferențe dintre noi de percepție, de atitudini poate, dar acum am avut timp să le observăm și să încercăm să le rezolvăm. Și cred că Dumnezeu face lucrul acesta peste tot. Dar în mod deosebit vorbeam de această stare de a acționa a bisericii, pentru că Domnul a pus pe inimă foarte tare în această săptămână să fie o chemare generală prin Alfa Omega, vino la Iisus. În fond, asta este partea noastră ca și lucrare de media, să-i îndemnăm pe oameni să se întoarcă la Iisus, să se împace cu Iisus. Și acest vino la Iisus a fost și pentru noi, poporul Domnului, să ne întoarcem la dragostea dintâi. Să ne rededicăm, să ne reconsiderăm, da? Poziția. Să ne întoarcem la dragostea dintâi, la pasiune pentru Domnul, că foarte mulți, și eu recunosc, m-am trezit de multe ori că mă rog mai mult formal și fără prea mare pasiune, mă gândeam unde e dorul după Dumnezeu pe care l-aveam mai la începuturile vieții mele de credință în inimă și care mă făcea să mă rog zi și noapte și să nu simt oboseală. E acum am fost afectată și eu de sistemul lumii acestea care a afectat pe toți, pe toată biserica Domnului. Deci acest vino la Iisus răsună și pentru noi ca popor al Domnului, ca o chemare să ne întoarcem la dragostea dintâi, la pasiune pentru El, dar înseamnă o chemare pentru cei nemântuiți să-L primească pe Domnul, să se împace cu Iisus în această vreme. Și oarecum cel mai bun sfat, dacă ar fi să dăm sfaturi, ne permitem rar să dăm sfaturi pentru dumneavoastră, dacă sunteți la credință, dacă îl cunoașteți pe Domnul și urmăriți de mai multă vreme emisiunea Alfa Omega, este să faceți tot ce de dumneavoastră ca cei care dragi dumneavoastră din casa dumneavoastră, rudele apropiate, vecinii, colegii de muncă, să vină la Iisus în această vreme. Este destul de evident pentru foarte mulți credincioși că intrăm într-un nou sezon și vremurile scurte, cine știe dacă omenirea și global, că ai spus că o cercetare globală este și la nivel de individ sau de țară, de comunitate, ține și dacă nu este poate ultima cercetare la această scară. Deci acest vinul la Iisus, cum spuneai, a fost și pentru noi la motiv, chiar Domnul ne-a pus pe inimă, faceți câteva emisiuni, chiar puneți această emblemă peste săptămâna aceasta mare, vinul la Iisus, că este o chemare. Dincolo de celebrarea noapte de înviere sau alte lucruri, masă bogată, așa cum o putem face în aceste condiții, vinul la Iisus este o chemare. Vreau să înserăm chiar din nou un grupaj de contribuții, mai mulți păstori care ne-au transmis mesaje de Paște, pe care le vom da și le-am dat deja, au avut și un mic modul exact sub acest generic, vinul la Iisus. Chiar
prima dintre contribuții cu care să începem acest calup a fratelui Constantin Grămadă, care slujește în Ialomița, el este președintele Comunității Pentecostale de București. Chiar așa s-a intitulat scurtului mesaj de 2 minute, vino la Iisus, și așa continuă rugăciunea. Sunt și alte moduri în care diversi slujitori își îndeamnă ascultătorii și prin noi și pe dumneavoastră și telespectatorii ca să vină la Iisus. Un scurt calup după care revenim în studio. Dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, am pentru tine o invitație foarte frumoasă. Invitația, de fapt, este a Domnului Iisus Hristos, care spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dragă ascultătorule, Domnul Iisus Hristos este singurul care îți poate ierta păcatele, pentru că El a murit pe cruce în locul tău și pentru tine. Domnul Iisus Hristos este singurul care te poate vindeca, îți poate vindeca orice boală, pentru că El este singurul care atunci când era pe cruce a purtat în trupul Lui durerile tale și a luat asupra Lui suferințele tale, și prin rănile Lui și tu ești vindecat. Dacă n-ai speranță pentru viitor și dacă nu știi unde vei merge după ce vei muri, Domnul Iisus Hristos este singurul care îți poate oferi viață veșnică. Pentru că dacă îl ai pe El, ai viață veșnică. Dacă vrei ca Domnul Iisus Hristos să-ți ierte păcatele, să-ți vindece bolile, fie sufletești, fie trupești, și să-ți dea siguranța vieții veșnice, sunt gata să mă rog pentru tine. Nu trebuie să faci altceva decât să fii de acord cu rugăciunea mea, să spui amin și să îl primești pe Iisus în viața ta. Doamne Dumnezeule din cer, în numele Domnului Iisus Hristos mă închin înaintea Ta și înalț această rugăciune pentru toți aceia care privesc în momentele acestea și au nevoie de Tine. Fie că sunt mântuiți, dar acum se confruntă cu îngrijorări și cu tot felul de apăsări, frică sau poate chiar cu poverea ale păcatelor, Te rog, atinge-Te de ei. Fie Duhul Tău cel Sfânt care să-i încurajeze și să-i elibereze prin puterea Ta, prin puterea numelui Tău. Și pentru cei care nu Te cunosc pe Tine și vor în această zi să primească iertarea păcatelor, mântuirea sufletelor, vindecarea trupurilor lor, Te rog, Doamne, cercetează-i, atinge-Te de ei, iartă-le păcatele, naște-i din nou, dă-le siguranță vieții veșnice, umple-le inima de bucurie, de bucuria mântuirii. Doamne Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, rostesc această rugăciune pentru toți aceia care au nevoie de Tine. Și în numele Lui Iisus Hristos, rostesc eliberare și vindecare. Și cred, Doamne, cred că M-ai ascultat, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Dacă ați ascultat această rugăciune, credeți în puterea ei, pentru că M-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune că orice voi cere, sau orice vom cere, în numele Lui, vom primi. Slăvit să fie Dumnezeu și binecuvântați să fiți toți care priviți. Mă uit la tine și îți văd inima plină de frică. Nu știi ce va duce ziua de mâine. Așa că am o veste bună pentru tine. Cea mai bună veste. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește. El a venit la tine ca să te salveze din iad, din moarte, trimițind pe unicul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, ca să moară pe cruce pentru salvarea ta, să-ți ierte păcatele. Toate, cele cu gândul sau cu fapta, cere cu voie sau fără de voie, cere cu știință sau fără de știință. În Biblie este scris
Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci tot să aibă viață veșnică. Apostolul Petru, într-o împrejurare, spune și este scris în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor. Credința din inimă pe care tu o ai și pe care te invit astăzi să crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru toate păcatele tale, că a înviat din morți, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, de unde va să vină și noi așteptăm învierea morților. Credința poate fi exprimată prin rugăciune. Mă adresez ție, tu ai nevoie de Iisus ca să te salveze din iad și de moarte. Așa că te invit să-ți deschizi inima față de El, față de Dumnezeu, față de Sfânta Trăime și să-L rogi pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul tău, să vină în viața ta, să-ți ierte păcatele, să-ți dea viață veșnică și să facă din tine un copil al lui Dumnezeu, persoana pe care Dumnezeu dorește ca tu să fii. Știu că aceasta este dorința inimii tale. Știu că după aceasta tânjești. De aceea te invit ca să-ți pleci capul în rugăciune și să ne rugăm împreună. Dacă nu știi să te rogi, aceasta vreau să spun că nu este o critică la adresa ta. Domnul Iisus a umblat cu ucenicii și la un moment dat ucenicii au venit la Iisus și au spus: Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Ei au recunoscut că nu știu să se roage și atunci Domnul Iisus le-a spus rugăciunea Tatăl nostru pe care o știm cu toții din copilărie. Dar astăzi, acum, în momentele acestea, te invit ca să-ți pleci capul și în rugăciune, să te rogi împreună cu mine următoarele cuvinte. Doamne Dumnezeule, mă închin înaintea Ta și mărturisesc că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Mă închin numai Ție și Te urmez numai pe Tine. Doamne Dumnezeule, am mare nevoie de Tine. Vino în ajutorul meu, salvează-mă din toate relele ce le întâmpin la tot pasul. Doamne Iisuse Hristoase, eu cred cu inima și mărturisesc că Tu ești singurul Fiu al lui Dumnezeu. Ai murit pe cruce pentru toate păcatele întregii omeniri și ale mele în mod personal. Ai înviat a treia zi din morți și Te-ai înălțat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Doamne Iisuse Hristoase, îmi deschid inima față de Tine. Te primesc în viața mea. Te rog, iartă-mi toate păcatele. Primește-mă în împărăția Ta. Dă-mi viață veșnică. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că ai venit în inima mea când Te-am chemat. Mi-ai iertat păcatele toate. Mi-ai dat viață veșnică. Acum eu vin și mărturisesc că doresc să Te urmez pe Tine până la sfârșitul vieții mele. Amin. Dacă Te-ai rugat sincer rugăciunea aceasta, vreau să spun că Dumnezeu este credincios și drept. A venit în inima ta, a venit în viața ta, ți-a iertat toate păcatele, ți-a dat viață veșnică. Sfânta Trăime locuiește în inima ta și în viața ta. Și din ziua de astăzi, din momentul acesta, are loc transformarea vieții tale. Părintele Stăniloae a numit-o în Dumnezeirea omului. Vei începe să experimentezi umblarea împreună cu Dumnezeu. Mă rog, Bunul Dumnezeu, ca să te ajute ca până la sfârșitul vieții să-L urmezi pe El și să primești din mâna Creatorului, a Domnului Dumnezeu, din mâna Mântuitorului, cununa vieții. Dumnezeu să te binecuvinteze. Pe de o parte, în astfel de momente dispare credința și uneori chiar și temeiul rugăciunii și totuși
cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la rugăciune. Așa că am să vă invit lângă mine să împlinim acest cuvânt, acest îndemn al apostolului Pavel. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Repet ceea ce vreau să fac acum și vă invit să faceți împreună cu mine. Doamne Dumnezeul nostru, trăim vremuri pe care nu le-am mai trăit niciodată. Trăim vremuri care ne pun în uimire. Ni s-a tăiat orizontul. Unora dintre noi chiar resursele de viață, de trai, resursele de câștig. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem și nu știm, Doamne, de unde ne vine ajutorul. Iată de ce, Doamne, aducem lucrurile acestea la cunoștința Ta. Iată de ce, Doamne, ne rugăm și cerem ajutorul Tău. Doamne, vină în ajutorul nostru al românilor. Doamne, avem în chiar folclorul nostru, în chiar cultura noastră o cântare pe care o repet în rugăciunea aceasta. Doamne, ocrotește pe români. Te rog, Doamne, întinde-ți mâna bună peste România. Întinde-ți mâna bună peste bolnavii din spitalele noastre în perioada aceasta. Întinde-ți mâna bună peste Bucovina și Suceava. Locul acela care pentru noi, Doamne, a devenit o pată neagră sau roșie sau o îngrijorare prea mare ca să o putem duce. Întinde-ți mâna, Doamne, și vindecă, Doamne. Vindecă, Doamne, Bucureștiul. Vindecă, Doamne, Timișoara, vindecă, Doamne, Hunedoara, vindecă, Doamne, bolnavii din Țăndărei, îndură-te, Doamne, adu-ți aminte, Doamne, binecuvintează-i, Doamne, pe ai noștri, oriunde s-ar afla, adu-ți aminte de neamul nostru românesc și te rugăm, Doamne, ocrotește-i pe români, vindecă-i, Doamne, pe cei bolnavi, ocrotește-i, Doamne, de boală pe cei care încă sunt în picioare. Te rugăm, Doamne, pentru medicii noștri, Doamne. Te rugăm, Doamne, pentru tot personalul medical, asistente, infirmiere, Doamne. Pentru toți cei ce s-au pus acolo în linia întâi, Doamne. Unii deja descurajați, alții confruntați cu tot felul de lipsuri și cu tot felul de amenințări. Te rugăm, Doamne, întărește-i. La fel te rugăm, Doamne, pentru forțele de ordine și pentru conducerea de stat, Doamne. Așa ne șade bine să facem rugăciuni pentru toți oamenii și este momentul în care noi ne aducem aminte de aceste învățături. Te rugăm, Doamne, ocrotește România. Doamne, ne rugăm cu mulțumire pentru că așa ne învață Sfântul Apostol Pavel să aducem la cunoștința lui Dumnezeu cauzele noastre cu mulțumiri. Îți mulțumim, Doamne, pentru cei pe care i-ai vindecat deja. Sunt sute de români care deja au fost trecuți prin această grea încercare, Doamne, Tu i-ai izbăvit, pentru mulți ne-am rugat cu numele și astăzi suntem fericiți să-i vedem, Doamne, eliberați, să-i vedem din nou între noi, să-i vedem în picioare. Îți mulțumim, Doamne, că Tu încă asculți rugăciunile, Tu încă îți pleci urechile la cererile noastre. Doamne, știm că și de data aceasta vei face mai mult și mai bine decât cerem sau chiar gândim noi. De aceea să aducem recunoștința noastră și ne închinăm cu bucurie înaintea Dumnezeului nostru, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. A fost niște îndemnuri și a fost și rugăciuni. I-am încurajat pe frați să aibă și o rugăciune de final. Poate unii dintre noi ați rezonat cu rugăciunea unia sau altuia și v-ați dat de viața Domnului sau ați rededicat-o Domnului dacă cumva ați fost mai căldicel în ultima vreme.
Mirela, vreau, nu știu exact ce gânduri ai acum să spui, înainte de a intra în emisiune am avut o discuție telefonică cu un prieten drag, Cristi Șoimaru din București, foarte ocupat, îmi spunea, în această vreme, zice, și eu mi-am dat seama că eu am nevoie, am avut, fost în acest foc al cercetării, a relației mele cu mama mea, care e femeia mea în vârstă, că răpe, a relație cu prieteni cunoscuți, am urmărit fenomenul Evangheliei, cum reacționează unii sau alții la o veste, la altă veste și îmi dau seama că atât de mult de lucru are Domnul încă în noi a credincioșilor, să nu mai zic de cei din lume care nu cunosc pe Domnul și să considerăm ca un har acest timp al cercetării. Domnul poate să întoarcă și acest atac demonii de care spuneai spre ceva bun și ce mai bun poate să fie decât o cercetare profundă și o sfințire noastră și o curățire noastră pentru a ne pregăti pentru întâlnirea cu Mirele. Aici, apropo de această perioadă când suntem mai mult pe acasă și, da, mulțumim Domnului pentru instrumentele media pe care le avem la dispoziție și, într-adevăr, Dumnezeu folosește media într-un mod extraordinar pentru a-i impacta pe cei necredincioși. Mulți caută pe internet acum răspunsul la întrebările cu care se confruntă, sunt căutări în zona de mântuire, de Biblie, deci sunt statistici care arată lucrul acesta. Oamenii au timp să caute. Sunt confruntați cu o necunoscută majoră, vorbesc de cei din lume, și caută răspuns la acest mare semn de întrebare. Ceva se întâmplă, ceva major, ceva masiv. Și simt că sunt nepregătiți. Caută, îl caută pe Domnul în fond. Și slavă Domnului că sunt resurse extraordinar de multe în mediile online pentru cei care sunt flămânzi după Dumnezeu și care îl caută. Dar pentru creștini, aici este un pericol, da, să pregătim resurse, să îi ajutăm pe cei care nu cunosc pe Hristos, din cei pe care îi știm, să vorbim cu ei, să interacționăm cu ei, dar în același timp să fim atenți să nu pierdem prea mult timp pe internet, pe Facebook, sărind de la o problemă la alta, de la o cazuistică la alta, de la o postare la alta și să ratăm acest moment al cercetării pentru noi personal, în care Domnul ne vrea pe noi să avem timp de citit Biblia pentru noi, de a ne ruga noi personal, nu de a asculta cum se roagă persoana X sau Y, care poate să aibă niște rugăciuni extraordinare. Asta îmi vorbesc și mie, pentru că am fost prinsă în aceeași cursă. Și mi-am dat seama că am pierdut, au trecut niște zile extrem de repede și m-am mirat, acasă fiind, fără să am o activitate, cu timp pierdut în trafic, mergând cu diverse probleme de rezolvat. Zic, chiar așa? Și asta a fost pentru mine o mare atenționare și aș vrea să transmit această atenționare pentru toți copiii Domnului, în mod deosebit, să nu ratăm timpul personal cu Domnul, al nostru. Apoi da, ne uităm pe internet, dăm răspunsul la frații care îl caută sau suntem parte la o întâlnire prin mijloace online cu parte din grupa de studiu sau parte din biserica din care suntem parte. Dar să fim atenți să nu ne dispersăm, să nu ne risipim timpul și sufletul, interacționând cu așa de multe resurse, să fim foarte cu discernământ. Și poate că ăsta ar fi un motiv de rugăciune pentru noi, pentru Biserica Domnului, pentru discernământ. La ce să ne uităm? Nu doar la canalele laice, să nu ne încărcăm cu toate veștile acestea care încearcă să aducă frică. Cred că mulți creștini se protejează în această zonă. Dar riscul este să ne pierdem, să ne dispersăm căutând lucrurile bune. Nu spun că sunt rele, dar să nu ne fure timp mai mult decât e cazul. Îmi spuneai, discutând și rugându-ne pe această emisiune, că crezi că Domnul a extins această perioadă sau a îngăduit să fie extinsă chiar cu urgența și cu... Deși ne așteptăm să fie terminată cât mai repede, pentru că mai este mult popor de întors la Domnul sau de sfințit, de curățit. Da, asta gândul ăsta l-am primit, că mai am încă mult popor de prelucrat. Fie mântuire, poate că și dumneavoastră sunteți parte în acest popor, fie că aveți nevoie de o rededicare, de o sfințire, de curățire, de lucruri care trebuie date la o parte, fie că aveți nevoie de mântuire ca să fiți sigur că veți fi în poporul Domnului care va fi luat la cer la momentul acela. Și zic din nou că este o perioadă de har extins, pentru că sufletul omului e destul de complicat. Nu reacționăm așa de rapid la primul limbold sau poate nu reacționăm cum ar trebui. Și Domnul ne dă timp ca să ne punem viețile în ordine și bine ar fi să nu trecem nepăsători
pe lângă acest timp, să ne irosim timpul acesta extraordinar. În pentru că ne apropiem fiind difuzată această emisiune în prima fază joi seara de la 8 spre 9, la ora 9 în timp de rugăciune, să se facem în așa fel încât să fie, poată fi inclus acel timp de rugăciune, mi-aduc aminte că comentam o interpretare biblică a momentului cu fecioarele, cu cele 5 fecioare înțelepte sau mai puțin înțelepte și cele 5 neînțelepte, neînțelepte, da? Și foarte mulți citesc acest pasaj și se zic, da, erau botezate cu Duhul Sfânt sau nu erau, sau alte comentarii de un fel sau dintr-altul. Și o interpretare care am găsit-o, cred că cu care am agreat-o, a fost a fratele Doan Mielescu, care vorbea ceva de pasiune, acele 5 fecioare, dincolo de Duhul Sfânt, pline de Duhul Sfânt, era o pasiune pe care cred că multe fecioare, noi ca și credincioși, am pierdut. Deci era un de lemnul pasiunii în candele, nu neapărat un de lemnul Duhului Sfânt. Sigur că Duhul Sfânt era la toate cele 10 fecioare, că toate erau parte din poporul Domnului, fecioarele Domnului, dar 5 aveau pasiune. Și cred că și asta ne spune și în Apocalipsa, când Domnul mustră una din biserici, spune că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și ce am împotriva ta este acest lucru, că faci o grămadă de lucruri, dar ți-ai pierdut dragostea din tâi. Poate că cercetarea pentru mulți dintre dumneavoastră și dintre noi, această dimensiune are. Avem noi dragostea din tâi, relația cu Domnul? O cercetare care începe, cum zice Biblia, într-o altă parte de la casa Domnului, s-ar putea să înceapă cu tine, chiar dacă ești credincios, cu state de credință de câteva zeci de ani, și noi suntem la credință de 27 de ani, și întrebarea care ne punem și noi, puneți-vă și dumneavoastră, avem noi dragostea de întâi față de Domnul vis-a-vis de pasiunea, acest timp al cercetării, apropiindu-ne în această săptămână și de celebrarea morții și învierii Domnului. Da, este Apocalipsa 2:4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din întâi. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din întâi. Deci Domnul asociază dragostea din întâi cu faptele din întâi. Faptele din întâi ale noastre la proaspăt întors la Domnul au fost o pasiune pentru Domnul. Foame după cuvânt, nu te mai săturai să citești Scriptura, nu te mai săturai rugându-te. Deci asta este ce spune Domnul Bisericii din Efes. Și și încă un lucru, apropo de cercetarea noastră, care este legat de întoarcerea dragostea din tâi, este legat și de această răbdare și de lungă răbdare. Cred că Domnul aici ne testează foarte intens și la capitolul perseverență și de lungă răbdare. Am crezut că o să fie lucrurile mai rapid rezolvate, personal și eu am crezut acest lucru, și că situațiile se vor rezolva mai rapid și mai brusc și vom ieși mai repede din această perioadă. Iată că Domnul vrea să ne mai țină puțin în această perioadă de cercetare, pentru că nu știm încă să avem răbdare, încă nu știm să perseverăm. Mă gândeam la acest apel de rugăciune la ora 9 seara, oare cum vor reacționa oamenii când îi vom provoca să continuăm rugăciunea încă 7 săptămâni? Și să vorbim despre asta, pentru că ne apropiem de minutele de rugăciune. Deci chiar pentru că vrem să vă îndemnăm să vă rugați la ora 9, chiar dacă e joia mare, cumva vrem să spunem că avem în plan sau să vă provocăm să fie continuată această rugăciune de la ora 21 și în zilele următoare până la Rusalii. E nevoie de acest lucru ca o continuare și o să punem chiar pe finalul emisiunii punctele, le repetăm de fiecare dată în fiecare zi înainte de nouă cu câteva minute, dar mai un demn pe care poate nu o să avem ocazia să-l spunem în aceeași formulă, legat de o rugăciune mai specială pe care să o facem în unitate la trecerea de sâmbătă la duminică, la noaptea de înviere, la miezul nopții. Poți spui câteva minute despre asta? Domnul a pus pe inimă să fie o rugăciune noastră tuturor în baza Psalmului 24, de la versetul 7 la 10, care spune: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Să ne rugăm în baza Psalmului 24 cu toții, la miezul nopții, imediat după ce a sunat ceasul la ora 12, practic este ora 0, începutul zilei, când celebrăm învierea Domnului Iisus Hristos, și să facem această rugăciune în care să declarăm și să cerem ca porțile României să se deschidă pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Iisus Hristos. Fără Dumnezeu, noi nu vom putea ieși din această situație. Să-L chemăm pe Iisus Hristos
Și să facem lucrul acesta într-o unitate de prieteni, cei care au zis această emisiune, să mai repetăm acest anunț, această provocare. Cred că e important ca mii și mii de români să aibă această rugăciune pe inimă și acest lucru să se facă chiar la trecerea dintre sâmbătă și duminică în noaptea de înviere. Tu ai și pregătit un mic spot de 3 minute, o listă care aș sugera să fie pusă pe ecran pentru că eventual să vă notați și să vă aduceți aminte de această motivare la rugăciune specială pentru miezul nopții în noaptea de înviere. Psalmul 24, versetul 7. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți ale României, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Și declarăm acum și ne rugăm ca porțile României să se deschidă pentru împăratul slavei. Chemăm pe Domnul Iisus Hristos, împăratul slavei, să pătrundă astăzi, în acest moment, să vină cu toată puterea Lui, în toată slava Lui, în toată măreția Lui, cu lumina Lui să pătrundă în viețile noastre, în țara noastră, în inimile locuitorilor acestei națiuni. Te chemăm, Doamne Iisuse, vino, Doamne, România! Ești Prințul Păcii, ești Domnul Luminii, ești Împăratul Slavei. Vino, Doamne Iisuse, Mântuitorul Lumii și Împăratul nostru. Ești binevenit în România, Doamne Iisuse. Și ne rugăm acum, așa cum Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru noi toți, din Ioan 17, de la 20. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca să fie una cum noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Și declarăm acum împreună cu toții, Iisus a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le. Iisus Hristos ne-a dăruit viață veșnică în El, prin El, piruind moartea pe cruce, ca să avem o viață în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos. Da, o să repetăm și finalul emisiunii din nou această provocare. Mirela, pentru că mai sunt câteva minute până la ora 9, dacă ai un scurt comentariu despre asta, după care o să includem o planșă cu punctele de rugăciune zilnice care le difuzăm de fiecare dată înainte de ora 9, câteva minute. Da, cred că Domnul are planuri bune cu noi ca națiune, are lucruri bune pentru noi ca popor al Domnului, de aceea rugăciunea noastră este ca tot mai mulți români să Îl cunoască pe Iisus Hristos personal, să fie mântuiți, pentru că Dumnezeu are promisiuni mari pentru cei care sunt ai Lui. Și cred că urmează un seceriș bogat pentru Împărăția Lui Dumnezeu. O să aibă Biserica Domnului mult de slujit, mult de lucrat, să ne pregătim pentru ceea ce va urma. Rămânem cu acest gând, pentru că în partea a doua emisiunii vom discuta despre ce credem noi că va urma, la ce provocări sunt expuse Biserica Domnului și națiunea română în viitor, în ce măsură Dumnezeu își va derula planul pe viitor. Cred că Dumnezeu, nu știm, nu avem toate datele, dar credem că El e capabil și vrea și poate să se ducă la îndeplinire planului cu viețile noastre, cu Biserica Domnului și cu țara noastră, România. Vă îndemnăm să fiți alături de mulți credincioși la ora 9 pentru 21 pentru un moment de rugăciune.